ce înseamnă pentru tine atunci când primești o delegare în străinătate? Este o bucurie, vă dați seama că este o... Cumva vezi că oamenii te apreciază pentru munca pe care o faci și îți dai seama că încă o dată trebuie să demonstrezi că meriți să fii acolo. Care este meciul, care este din punctul tău de vedere cel mai important pe care l-ai arbitrat? Sau care poate a fost pentru tine cel mai important, nu neapărat ca amploare? Au fost multe meciuri care mi-au rămas cumva așa în suflet și meciul acesta din semifinală. A fost semifinala campionatului Under 17 la Mondial. A fost un meci deosebit. Au fost jocurile de la campionatul european. Da, au fost jocuri de care mi-aduc aminte cu drag. Da, sunt momente frumoase. Cum și sper să mai fie și altele. O să fie, cu siguranță, da, că da. Doar nu te retragi prea curând. Nu, sper că nu. Cum ai analizat tu situația arbitrajului românesc în prezent? Vedem că este comentat și răscomentat. Eu cred că suntem într-un moment foarte bun, sincer. Avem participări la campionatul european, la campionatul mondial. Adică se vede munca depusă de către comisie și ajutorul pe care noi îl primim din partea lor în mod constant. Faptul că sunt lângă noi și că ne oferă sfaturi și toate condițiile de care avem nevoie pentru a performa în cele mai bune condiții. Ar trebui, că și asta este, părerile sunt împărțite aici, ar trebui arbitrii să vorbească, să iasă după meciuri atunci când sunt acuzați că au greșit, să își spună punctul de vedere? Sunt convinsă că domnul președinte analizează aceste lucruri și dumnealui este în măsură să ia cele mai bune decizii. Tu când ești acuzată că ai greșit și așa, bănuiesc că mai urmărești și tu știrile și așa mai departe, te simți afectată în vreun fel sau îți vine să spui, băi, nu am greșit acolo sau să te explici? Sunt momente, acestea sunt momente în care nu ți dorești să te afli, dar inevitabil cumva te afli în anumite momente, în anumite situații. Da, câteodată citesc, câteodată nu citesc, depinde de starea emoțională pe care o am. Am colegi care nu citesc deloc presa, încearcă să se protejeze. Și da, nu este o presiune care este pusă.